Restricțiile pandemiei s-au relaxat treptat, dar ieșenii resimt stresul din ultimul an. Mulți dintre ei încă mai poartă mască de protecție și evită cu precădere locurile aglomerate cu gândul de a nu se infecta. Unii se refugiază în saloanele de masaj pentru a detensiona mușchii, iar alții preferă plimbările în natură tocmai în ideea de a se relaxa. Teama de virus a fost cea mai întâlnită afecțiune din ultimul an. Măsurile, deși multe dintre ele nu mai sunt obligatorii, sunt păstrate cu sfințenie de locuitorii din Iași. Serviciu, copil mic acasă, cam asta. Și faptul că vreau să dau ce-i mai bun, ce-i mai bun, da. În pandemie, când copilul e acasă, e perfect. Ieșeam la plimbare cu ăștia micii, ieșeam prin spații cât mai ferite, așa, eventual, pe unde nu existau blocuri. Alegeam o uliță ceva mai retras și ne plimbam. Devenise chiar o necesitate și pentru noi ca părinți, nu doar pentru copil. De mult, foarte mult m-am stresat. Eu nu eram aici, eram în Italia, m-am stresat. Aici nu ieșeam, nu ieșeam. Atât cât mă duceam, cumpăram de mâncare și mă reîntorceam în casă. Pentru a scăpa de stres, unii au apelat la diferite soluții terapeutice, printre care și terapia cu hidromasaj uscat. Această tehnică, spune Nicoleta Donac, a ajutat să se relaxeze, metoda fiind una inedită, întrucât nu trebuie să renunță la haine sau să facă duș imediat ce se ridică de pe patul de masaj. Am ales această metodă pentru a mă relaxa, adică vii aici, nu trebuie să te mai dezbraci, pur și simplu te așezi pe acest pad de masaj și îți oferă o întreagă relaxare. Pe întreaga zi după aceea ești alt om. Lângă oferă și această muzică de relaxare care te duce într-o altă lume. Acest accesoriu poziționat în zona umerilor a capului respectiv și care transformă concomitent cu masajul această experiență într-una holistică, răsfățându-ne toate simțurile într-un timp foarte scurt cu lumină care activează colagenul. Hidromasajul uscat este recomandat indiferent de vârstă sau afecțiuni, dar cererile pentru astfel de servicii au crescut considerabil odată cu pandemia de coronavirus. Sunt atât din perspectiva pacientului și bineînțeles că a fost creat pentru bucuria sa sau pentru relaxare, pentru prevenție a utilizatorilor, dar aduce nenumărate beneficii și celor care implementează acest dispozitiv în facilitățile lor, cum ar fi centre de recuperare, centre de kinetoterapie, centre spa, hoteluri. Mecanismul este bazat pe forța apei. Două jeturi puternice masează puternic fiecare zona a corpului și se fixează acolo unde mușchii sunt mai încordați.